Începând de astăzi 16 iunie, ora 12, până mâine 17 iunie, ora 12, județul Mehedinți se va afla sub incidența codului roșu, ce vizează averse torențiale și abundente, conform informării transmise de către ANME. În intervalele scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 50-70 de litri pe metru pătrat și izolat 80 de litri pe metru pătrat. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor de scurgere în scopul facilitării evacuării normale a apelor pluviale. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, nu încercați traversarea râurilor prin apă și nu vă apropiați de malurile acestora. Închideți toate ferestrele locuinței și altor categorii de construcții. Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte. Începând de astăzi, ora 12, până mâine, 17 iunie, ora 12, județul Mehedinți se va afla sub incidența codului roșu, ce vizează averse torențiale și abundente, conform informării transmise de ANME. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 50-70 de litri pe metru pătrat și izolat 80 de litri pe metru pătrat. Luați măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor de scurgere în scopul facilitării evacuării normale a apelor pluviale. Închideți toate ferestrele locuinței și altor categorii de construcții. Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în situații de urgență fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play.